Am salutat iarăși în biroul politic ideea reîntoarcerii legii pensiilor parlamentarilor în Parlament și le cerem tuturor colegilor parlamentari să analizeze cu atenție cererea de reexaminare venită din partea președinției României. Noi, cei din Partidul Național Liberal, știți foarte bine că am votat împotriva acestei legi și evident că vom susține cererea de reexaminare și vom vota împotriva creării unor privilegii distincte pentru parlamentari, ne ținând cont, așa cum știți, de principiul contributivității care se aplică tuturor celor care se află în situația de pensie. Și o ultimă decizie politică pe care astăzi am luat-o și pe care doresc să vă prezint împreună cu colegii mei este soluția de a arăta și de a da în vileag, de fapt, încă o dată ipocrizia PSD-ului. Tema este votul prin corespondență și legea votului prin corespondență. Am decis convocarea pentru luna august a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, pentru că a rămas un subiect care pentru Partidul Național Liberal este prioritate, a fost, este și va fi prioritate până la soluționare, anume legea votului prin corespondență. Sunt două motive pentru care dorim această sesiune extraordinară. Unul dintre ele este faptul că acest drept fundamental trebuie recunoscut și celor din diaspora și, din păcate, dacă vom intra în toamnă, vom rata acel termen de un an înainte de alegeri, termen în care nu putem să modificăm legislația electorală sau nu se aplică chiar dacă o modificăm pentru următoarele alegeri. Iar al doilea motiv esențial este faptul că noi ne-am angajat alături de cei din PSD, cei din UNPR și celelalte partide politice parlamentare, ne-am angajat să susținem acest vot prin corespondență și foarte bine că au fost două runde de negocieri la Palatul Cotroceni convocate de președintele Klaus Iohannis.